Alin Văcaru și-a intrat de astăzi în pâine la prefectura Gorj. Programul său a început la primele ore ale dimineții. Acesta, împreună cu subprefectul județului, au de înfruntat codul galben de ninsor și viscol. Am intrat de luni seara, de când s-a publicat în monitor oficial, dar astăzi este prima zi în care efectiv sunt la birou de dimineață. Astăzi am venit la ora 5:30 pentru că la ora 6 am intrat în cod galben. Am avut o întâlnire cu domnul subprefect, după care dumnealui a plecat pe drumurile naționale într-o verificare, iar eu am rămas la comandament la biroul prefectului. Văcaru a declarat că în următoarele zile va dori să se întâlnească cu toți șefii de la deconcentrate, dar și cu angajații, pentru a lua la cunoștință problemele cu care se confruntă fiecare instituție în parte. Cred că mâine avem colegiul prefectural, dacă nu mă înșel, sau vineri, va fi colegiul prefectural, unde vor participa toți, dar eu mi-am propus împreună cu domnul subprefect ca în perioada imediat următoare să le facem și noi o vizită dumnealor la fiecare instituție în parte, să cunoaștem și personalul, să stăm de vorbă cu ei, să vedem care sunt problemele care se confruntă și pentru a cunoaște cât mai bine activitatea și problemele dumnealor, pentru că aici ne întâlnim doar cu personalul de conducere din cadrul instituțiilor, aș vrea să stăm de vorbă și cu personalul de execuție. Învestirea oficială a lui Alin Văcaru în funcția de prefect va avea loc mâine la ora 9 la Palatul Administrativ. Deocamdată nu se știe cine va veni de la București pentru a lua parte la eveniment.